Următoarea scenă pe care o veți urmări este scena cunoscută, faimoasa scena Meșteșugarilor din Visul unei nopți de vară, de William Shakespeare. În această scenă avem acei comici meșteșugari care se adună având o temă, da? O temă și anume de a crea, de a pune la cale un spectacol pe care vor trebui să-l reprezinte în fața ducelui și a ducesei. Ceea ce, apropo, în paranteză fiind spus, face cumva să crească emoția, să crească tensiunea, pentru că există și o responsabilitate când face așa ceva. Mă rog, cel puțin pe vremea aia, ajungeam până acolo în care puteau să-și piardă capetele dacă cumva ducele era nemulțumit de ceea ce vedea. Vă dați seama ce tensiune exista, ce responsabilitate. De aceea ei sunt puțin înfricoșați, dar și emoționați în același timp atunci când se apucă de acest de lucru la acest spectacol. În primul rând trebuie să ținem cont că comedia este matematică. O fracțiune de secundă mai devreme sau mai târziu poate distruge un efect comic, asta se știe. Atunci când lucrezi această piesă, trebuie să fii foarte atent, pentru că este o comedie atât de caracter, este o comedie de limbaj și este o comedie de situație. Aici Shakespeare le-a îmbinat armonios pe toate, ceea ce îl face absolut un geniu. Iar actorii trebuie să fie foarte atenți, să fie foarte atenți la aceste aspecte. Din cauza faptului că scena nu are foarte multă mișcare, ea se concentrează foarte mult pe replicile dintre meșteșugari, trebuie să fim foarte atenți la capacitatea actorilor de a asculta activ. Pentru că, o să vedeți, sunt caractere, sunt personaje care nu au decât o singură replică, și aia foarte scurtă. Între timp însă ei trebuie să asculte activ, să ia parte la discuție, la planul lor de a lucra la această piesă, la acest spectacol. Este foarte greu pentru un actor să asculte, adică atunci când nu ai replică să stai pe scenă și să ai o prezență puternică. Este dificil, dar trebuie avut în vedere acest lucru pentru că este extrem de important. De asemenea, cum spuneam, scena îmbină comicul de caracter, de limbaj și de situație. Trebuie avut în vedere caracterele, trebuie cumva puse în valoare caracterele din această scenă. Trebuie găsite momentul unde intră anumite glume, poantele, trebuie găsit ritmul scenei și nu în ultimul rând trebuie evident inventate anumite, create anumite gaguri, anumite poante, pentru că în cap acolo. Atunci când lucrezi la această piesă, este foarte important, asta este și motivul pentru care am ales-o, este pentru că are multe personaje, are multă energie, are multă viață în ea, creează în copii, le exersează acea capacitate de a asculta și de a fi foarte preciși cu replicile pe care le dau. Pentru a fi precis pe scenă, trebuie să asculți fără pauză, dacă să spun așa, trebuie să asculți permanent activ și să intri cu replica atunci când trebuie, nu mai târziu, nu mai devreme. Un foarte scurt și dar important sfat legat de această scenă este atunci când alegi această scenă, trebuie să fie clar de la început, fie îl tratezi, fie tratezi această scenă într-o manieră modernă, fie în felul ei tradițional în care a fost scris de Shakespeare. Ceea ce este foarte important este însă ca meșteșugarii să-și cunoască, să aibă cunoștințe despre meșteșugul pe care se presupune că îl au.